Salutare prieteni, cu voi este Pigeo Racing și astăzi vreau să vă prezint cei mai buni doi porumbei ai mei și cele mai bune două porumbițe. Deci, să începem. Prima oară vreau să vă arăt o porumbiță cu voiajoare, dar până să începem vreau să strângem minim 10 like-uri. Haideți să vedem, 10 like-uri, 10 like-uri, repede. Vreau ca la acest video să strângem peste 50-60 de like-uri. Dacă mă susțineți, o să mai fac și altfel de videoclipuri mai interesante. Revin cu porumbița. A revenit cu porumbița. Uitați. Este una bălțată pe negru. Uitați-o. Este voiajoare, nu este corcitură sau guțan. Uitați aici. Vedeți? Voiajoare adevărată. Uitați-o. Am făcut o grămadă de pui la mine, o grămadă. Este bună reproducătoare. Uitați aripa. Și pe partea cealaltă. Uitați-o. Vă mai arăt un pic capul. Deci da, aceasta este prima porumbiță. Acum revin cu un porumbel. A revenit cu al doilea porumbel. Acesta este un mascul, stați să vă arăt. Uitați-l. Cred că este Ian Arden. Nu vă uitați după ce are el, pentru că a hrănit puiuții. Are puiuții înăuntru. Să vedeți că nu este bolnav. A hrănit puiuții. Dar din coace nu are nimic. Este foarte grăsan. Uitați-l. Uitați-l. Este un pestriț. Uitați-l. Nu vrea să scape. Uitați-l, nu are nimic la ochi sau la ceva. Vedeți? A hrănit doar puiuții. Are puiuții înăuntru și... Are puiuții. Acesta cred că va fi la matcă. Vreau să-mi fac și eu matcă. Uitați-l. Așa ni puiuții dacă vreți să mă credeți. Nu are absolut nimic. Le-am dat și tratamente pentru tricomonoză, salmonella. Este Ian Arden. Uitați-l. Și dacă nu mă credeți, are și inel de 2016. Da, nu știu cum să-l țin ca să vă arăt. Uitați-l. Ați-l șterg un pic. Uitați inelul, dar nu prea se vede. Scrie 0335 și scrie 2016. Uitați aici. 2016. Îi dăm drumul pentru că... Uitați-l aici. Vedeți? Te voi ajuta adevărat. Revin cu a treia porumbiță. Care vine cu a treia porumbiță. Uitați-o. Aceasta este. A treia porumbiță. Voiajoare. Bălțată. Nu prea am mai stat în mână. Și de asta face așa. Uitați-o. Nu vrea să stea. Asta aia. Și aici. Are și inel, uitați. Aici. Tot de 2000. Nu, aceasta este de 2018, din martie. Uitați capul. Este un pui de 2018, nu este bătrână. Se vede pe fața ei. Voiajoare. Aceasta e și dintr-o porumbiță pestriță pe negru și un porumbel bălțat, roșcat. Și a ieșit așa. Dăm drumul și din asta. Revenim cu al treilea porumbel. Cu al doilea porumbel. Până acum v-am prezentat două porumbițe și un porumbel.
Am să vă mai prezint doi porumbei pe lângă acesta, adică trei. Și am să vă mai prezint încă o porumbiță, da? Doi porumbei și o porumbiță. Adică trei porumbițe și trei porumbei. Revin cu porumbelul. Acest porumbel cred că este bossul din toată crescătoria mea. Este un mascul vânat, vă arăt acum. Și este mascul standard. Uitați-l. Vânat, după, vedeți? Vă arăt și inelul. Uitați-l. De 2011. Și cum puteți să spuneți voi despre acesta că este guțan? Cum să spuneți că acesta este guțan? Așa mi-au mai spus mai mulți, am și guțan, dar eu porumbei îi țin de frumusețe, nu de să concurez cu ei. Am să concurez și cu ei dacă am să pot. S-a împerecheat și are, vor să facă ouă. Uitați aripa, foarte mare. Uitați-l și așa. Și acum să vă arăt inelul, să vedeți că este voiajor standard. Uitați. Scrie 2011, scrie 2011. Scrie România, este cu chip, uitați-l, cu chip. Și este bossul din toată crescătoria mea. Vă mai arăt și încă o porumbiță. Și mai am încă o pereche de porumbei albi, un cuc și o porumbiță albă. Și aceia sunt tot voiajori, dar o să vi arăt în alt videoclip, pentru că aceia sunt separat, cred că vor fi la matcă. Și ultimul porumbel, nu știu ce este, dar știu că este aici din doi porumbei voiajori standard. Uitați-l. Să spuneți voi în comentarii ce este, da? Uitați. Porumbiță sau porumbel oare? Uitați, ce este acesta? Uitați-l, este... Uitați-l, este pestriț. Nu prea vrea să te amână. Este pestriț. Uitați și aripa așa. Are și inel. Uitați. Tot cu chip. Vedeți, are și chipul. Uitați-l. Tot România. Este din 2018, de acum, un an. Da. Și să-mi spuneți în comentarii ce este. Porumbiță sau porumbel? Să-ți dăm drumul aici, vedeți? Așa. Cam atât și cu acest video. Vreau să bubuiți butonul acela de like de jos. Să-l bubuiți, să strângem peste 60 de like-uri. Și... dacă v-a plăcut și vreți să mai fac astfel de episoade, să dați like, cum v-am spus, să vă abonați, să distribuiți videoclipul mai departe. Și cu voi a fost PG Racing și până data viitoare, pa, pa!